A greșit la gol. A greșit la gol. Acolo nu te împinge adversarul. Trebuia să pună corpul. A greșit la gol, da. El a fost fotbalist bunicel. Dar acum nu știu ce-i cu el. Nu știu. Iar când nu joci ani de zile, să știi de la mine, dispare și tonusul muscular, dispare încrederea în tine. Dispar multe. Păi da, dar el a stat aici când nu vrea nimeni și a așteptat să prindă o șansă. Domnișoare, n-am văzut fotbalist bun stând pe bancă. Sau să te facă cineva fotbalist bun stând pe bancă. Nu. Păi stați puțin. Trebuie să joci. Chiar dacă ești catalogat un jucător care ai jucat meciul slab, dar trebuie să joci ca să poți să crești în valoare. Pe bancă n-am văzut pe cineva ajungând geniu stând pe bancă. Păi așa a stat și Gabi Torje până să vină la Dinamo puțin. Păi de asta a început foarte prost. Păi Torje i-au trebuit 4-5 jocuri să intre în meci. Să fim... Și o diferență între Torje și Nica, adică mai multă răbdare ai cu Torje decât cu Nica. Mai pregătit fizic Torje,